Uite-mă, România noastră, mă, cu floricele frumoase, cu pământ frumos. Dar uite-te la muntele de acolo cum arată. Mai sunt câțiva copaci pe el, mă. Cum ți se pare? L-au chelit cu totul. L-ai Uite-te și rașchetat. tu cum arăta înainte. Uite-te și tu cum arată munții de acolo, plini de copaci. Unde or fi pădurile noastre? Unde or fi lemnul nostru? Păi, eu zic că o parte îl și găsim. Ia uite-te, mă. Ia uite-i, mă. Tot găsim clipuri pe Facebook cu băieții noștri din, nu, din țării de pe lângă, de pe aici. Și tot mă gândeam că aceste clipuri sunt foarte vechi și că româna și le folosesc așa, dintr-o nostalgie a... Lăsc-o din arhivă. Da. Da, ia uite-le aici. Uite lemnul, mă. Ia uite, cu mașini, au și mașini, au tot ce trebuie aici, mă. Iau zeci de hectare. Mă, n-ajungem... Nici nu ajungem să filmăm. Nici n-ajungem să filmăm, să se vadă cât lemn au oamenii Vezi ăștia. că intri pe teritoriul lor, dar dacă mai faci un pas, ești pe teren privat. Și o să ne ceară daună. Ce daune să ne ceară, mă, dacă ne-au tăiat pădurile? Păi da, dar le-au dus unde trebuie.